Băieți, altă ieri, gardiști mi-au spus că o să dea jos tricolorul de aici. S-a stăruit? Încă nu s-a caz, nu? Încă nu s-a stăruit. Dar stă tricolorul. Stă tricolorul. Nu mi-am transmis acolo. Dacă am pus tricolorul, să-l punem până la urmă. Să-l ținem până la urmă, să-l păzăm. Și dacă am pus. Băieții voștri? Băieții din ștab au spus că ei prima dată au spus că scoate tricolorul pentru că gardiștii nu se vede tricolorul. Că eu zic că nu pun steagul lor pe zidane, pe clădiri și au zis că s-au scoate și noi. Dar noi, dacă zicem că e bandiera noastră și e Moldova noastră și am spus că tricolorul așa e pe turnul ăsta, pe hojacul ăsta și așa e până la urmă. Și băieții au spus, dacă l-a spus, păziți-l. Și noi le-am întâmplat. Spune că doi au fost în partea asta de la șase să scoată, dar văd că eu nu s-o sunt acolo, că acolo cărniză de tare, de amă, să mișcă și să tem să închizi jos acolo. Băieții noștri, vă pus acolo că erau bronjilete, erau și să tem eu. Dar și băieți s-au vrut să-l, au spus să-l scoate, să-l scoateți, au încercat să-l scoate. Ce să-mi spuneți? Din ștab a venit maior Mătângă și a spus că să dăm tricolor jos, că a fost mare bătaie din partea la gardiști, că au fost gardiști în ștab și au spus că scoatem tricolorul ca să ne bată. Și așa l-au spus că să scoatem numai că. Și pe noi ne-am fost în ștab după aceea și am vorbit cu ajutorul comandantului și el tot așa mi-a spus, a spus că o să bată din bătăiar și a să-l dăi jos pentru că să nu bată gardiști în coaș. Noi am spus, dacă bate cu bătăiarul, poate să ridice acolo și mama și tata și cine și n-ar fi, noi îl dăm jos. Am spus că avem grantamiot, noi cu grantamiotul îl dăm jos și gata. Dar a spus că să ne bate și pe noi. Am spus că ne bate, nu ne bate, dar noi tricolorul păzim. Da. Înseamnă că gardiștii n-au dat jos, n-au dat jos, dar noștri încearcă să-l dăi jos. Noștri încearcă să-l dăi jos, da. Provocat din partea poliției noastre, dacă fac ei. Noi am ridicat colorul la Kinoteatru Iskra și n-au fost probleme. La Drujba, da. La Kinoteatru Drujba, dar și n-au fost nicio problemă cu... Dar aici e foarte... Și nici din partea gardiștilor. E foarte interesant, fiindcă la noi, la atdel poliție aici, ei n-au tricolor la secția de poliție. Dar pe noi ne pun să-l dăm jos. Lasă rădici ei, măcar și noi, poate cumva, dacă vedem că așa tare ei vor să-l dăm jos, măcar acolo să fie tricolor. Să-l punem dincolo, da. Să-l dăm dincolo. Dacă ei se ridică, ei să-l dăi jos, întâi este și el jos, șapte tricolorul, dacă e așa de... Și noi i-a spus, poftim urcați și dată jos. Care îl dă jos, așa la... Să dă primul jos, înainte, de tricolor. N-ajungi la tricolor. Pentru că tare multă lume a murit pentru tricolor și acum așa, noi luăm și fugim acasă. Câți băieți am pierdut noi și am dat iară, poliția se întoarce de nou înapoi, cum a fost. Ei, tot, ei, pe o parte s-o încurat, dar pe doilea parte duc cu dânsul și discută chestiile lor și ce au discutat. Ei vor să-i scun și cu altul.